și fac un soi de cursuri sau de introducere în problemă cu foarte mult talent. Cu foarte mult talent și pornind de la experimente simple, da? Deci ca ăla să poată să apuce firul roșu cumva. Și uitați-vă cum spun câte accesări au. Față de partea aia la altă, la imbecilități, la tâmpenii, la roșii, unde sunt miliarde. Da? Unde sunt miliarde. Da? Și eu mi-aduc mereu aminte că poporul german era cel mai educat popor din Europa. Și asta nu l-a împiedicat să intre să producă nazism, da. Să producă nu știu ce, dar a produs și doi la mână. Deci, dacă faci istoria umanității și există istoria unui istorică care lucrează la Cambridge, Harir îl cheamă, a scris o senzațională istorie a umanității, problematizată, Harir, numele mic, nu știu, din acum. Da. Și care ce-ți arată? Că toată istoria umanității, dincolo de căutarea confortului și satisfacerea puterii și a lăcomiei, este o istorie a crimelor pe scară din ce în ce mai mare. Pe scară din ce în ce mai mare. Asta, bun, ok, și? Da. Păi, da, Nu, și? Și lucrurile astea merg până, mă spun, până la colapsul final, da. Deci, cum să zic eu, sunt lucruri oasme științifice care ți-au sărit. De exemplu, Geoffrey West, de la Santa Fe. Prima Santa Fe nu-i reducionist, acolo ai spus un post, pierdut. Nu, n-am spus așa. Nu n-am spus așa ceva. A spus este cum spun, reducționistă. Este puțin sau prea reducționist, cu conținut era prea reducționist sau puțin reducționist. N-am spus că nu este. Eu vreau să spun. Nu este reducționist. În comparație cu celelalte respective ale operiției cariera. Și să ne înțelegem. Nu. Și aici, iarăși, Șerban, eu, pentru deosebire de mine, eu am sensibil. Și da, ideologice, eu n-am. Nu, sensibilități, dar nu e vorba. Sensibilități și, dacă vrei, incertitudini și multe ambiguități. Mă rog, tu ai foarte multe certitudini. Oamenii care au certitudini, e foarte greu să dialoguezi. Pentru că cei care nu... Am întrebări pertinente care sunt născute din cercetări rigoroase. Pentru că stai puțin și foarte bine că... Wishful thinking. Stai puțin. Și care e și cercetare riguroasă? Ce înseamnă cercetare riguroasă în limita științelor sociale? Cum a făcut de Geoffrey West. Deci a luat dinamica urbanizării. Ok, da. Și te-a dat, i-am văzut-o, i-am văzut și cartea, am și citit tot ce este problemă. Și din punctul de vedere, cer că dar asta nu este știința, nu este acțională, nu permite să fac în baza lui politic. Deci să ne înțelegem, aia știința, dar ok, mă face să frumos, dar nu ia directă... Pe dezvoltarea supraexponențială a orașelor, cu un procent de 15%. Nu, ok, deci să ne înțelegem. Tokyo sau... Deci dacă vrei ca să-ți iau... Deci cum oprești creșterea exponențială? Asta este problema. Este și așa ceva, dar spune West în cartea lui despre cum opresc. Dă o informație care vine și a fost și dezvoltată, dă, eu știu cum să spunem, măsurătorile care le-au făcut și ajung la, ok, la multe din chestiunea care le spui, știu, deci sunt cu note, dar dă ceva care să spună, uite, aici așa, făcut tare că oprești treaba asta, nu e, nu mi-o dă, ok, trebuie să-i tragi de asta, iarăși, și eu încerc, există. Nu, sigur că există, încă nu există. Respectul, da, unde, cum îl spun, eu propun. Sau îți face predicție ce o să se... Nu, iarăși, pentru că aici l-am spus-o, dar vreau să spun, și chiar din păcate, propusesem când eram consilierul Ministrului Cercetării, să facem un institutul de foresight al pentru România. Deci, păcate, făcusem și un mic tot de asta, dar n-a fost să fie, practic,
dacă ministrul mai rămânea și demisiona, probabil că sigur îl făcea. Dar vreau să spun că eu nu cred că preveniția și foarte bine în domeniul științelor complexității este irrelevant. Sau irrelevant, pentru că termenul pe care pot să fac predicție de care vorbești este pe termen scurt, foarte scurt, eventual mediu și să zicem pe mari de fermițe pot să le decedesc sau nu. Da, sau să le decedesc mai mult sau la puțin măsura în care am o sensibilitate și un sense making, vorbesc că se ridică din dosar de vedere americane. Dar ceea ce vreau să spun este că, într-adevăr, tu ai dreptate, că sunt multe lucruri care arată rău. Care arată foarte rău, de aia și spun, acolo, provocarea de la început asta și spun. Și, din păcate, e mult mai, și dacă mă uit la acel Diamond care a scris că au Civilization Collapse, cum au colapsat, astea, marea majoritate au colapsat în cele nu știu câte face el, probabil că marea majoritate din motive ecologice. Din păcate, motivele astea ecologice atât de prezente în civilizația globalizată, nu avem ca colapsat civilizația din insula Paștilor, ok, era un spațiu de câteva zeci de kilometri pătrați sau era fost sub, nu mai mult. Ca colapsat civilizația romană, ok, a fost bazin mai terrean și a fost colapsat cel mai mare imperiu. Dar a colapsat în specie umană. Ok. Da, Tomaș, asta știu, asta o știu și Tomaș, asta am și spus, de aici pornește la un polimer la toată ideea. Problema, sigur că s-ar putea să nu avem răgazul. Să avem răgazul, să o facem de maniera asta. Eu mi-am venit la o discuție, de exemplu, pe domeniul acesta la Londra, pe domeniul, să zice, transportului și politicienilor de transportului pentru marile orașe, apropo de asta, și în care, să zicem, directorul de cercetare de la Transport for London îmi spunea că de 9 ani de zile avea un program și care trebuia de acest soft management al deplasărilor în ăsta și am întrebat eu și ce rezultat aveți, dar am obținut un 0% reducere. Deci, din câte și zic, bun și sunteți mulțumit, doar suntem mulțumit în 9 ani de zile obținând așa ceva. Și doar am lăsat așa puțin stupefia și spun, știți povestea cu bufărul în care lucrează la fiecare oră și într-o patrură acoperă totul la. Zic, cât timp acoperă ultima jumătate a latului, mă rog, dacă faceți o simplă problemă de asta, vedem că e ultima oră, pentru că la fiecare lucrează, ultima oră. Ei, suntem cam în zona asta omenirea. Avem senzația că avem 23 de ore cât am avut până când am ajuns la toaletă, de fapt nu avem o singură oră. Și firesc că este ceea ce spune, este clar. Dar spun de multe ori și asta este clar, este observat. Dar iarăși trebuie să recunosc că în ultimii, tocmai datorită internetului s-a accelerat și începutul de conștientizare asta. Deci s-a accelerat acest început și să zicem, acum se întrezărește șansa. Până acum... Aici deșeală. Superficiale. Alt expert în documentare. Nu. Da. Deci ăsta este un domn care cu o echipă de extra-o și de neurologi. Acum vreau să vă dau care pentru că dau a fost și tradus amărânt. Ăștia de la Humanitas au, da. Așa, și ăsta este un studiu care îți arată ce sunt aceste rețele globale sociale și care este efectul lor asupra creierului. Da. Și studiază chestia asta cam de la început. Da. Nu mai vorbesc că tot internetul este supravegheat de NSA. Că pe internet au apărut exact luptele din societate, există postaci care creează curente. Da, sunt plătiți. Unii o fac de bunăvoie, alții sunt puși de politicieni acolo. Și se creează o varză și o confuzie generalizată. Cum se zică, convine puterii. Da? Și de la mână, în momentul în care sunt supravegheat, adică NSA-ul poate se vinde oricând. Deci, ce a devenit internetul? Deci, Big Brother la scară globală. Și
Se poate orice tehnologie poate fi folosită în sens avans, în funcție de ce era acum. Dar și o client, asta a spus-o și o spun de fiecare dată. Eu nu văd nicio conștientizare. Nu, ei a spus că eu nu început de conștientizare și asta se vede. Se vede, bun, ok, deci și de aia spun care e toată treaba asta. Acum îmi las-o și pe Doamna să comenteze. Mie mi-a plăcut foarte mult, am învățat enorm, eu sunt foarte nouă la... Sunt foarte veche la știința politică, sunt doctor în științe politice. Cum laude de la Paris, deci vrei să mă laud un pic, dar sunt foarte nouă la complexitate. Ce? Și am învățat foarte mult, dar să vă cer toate referințele. Ce nu înțeleg foarte bine? Este că substanța a ceea ce spuneți dumneavoastră e extraordinară, pare de foarte mare bun simț, dar nu văd unde este complexitatea, contribuția complexității în ideile astea, deci fluxul bunăstării, a bucuriei de a trăi, toate lucrurile astea sunt lucruri pe care ne le dorim și noi, cei care nu am studiat complexitatea și nu doar să termin întrebarea. Ce mă așteptam și mi-ar plăcea să văd este contribuția dinamicii transformărilor în sisteme de complexe aplicate la știința politică. Pentru că maniera în care complexitatea, din ce înțeleg eu, rezolvă sau acționează sau pot să acționez de pe margini, din toate lucrurile astea, contribuie la o altă abordare a problematicii politice. Da? De exemplu, experimentul de la New York, în care au, probabil că știți, din The Tipping Point, din cartea lui Malcolm Gladwell, experimentul în care au redus criminalitatea în mod total neașteptat, neadăcându-se la miezul problemei și anume aducând țâșpe ori mai mulți polițiști în metro, ci utilizând teoria lui Wilson a ferestrii Broken Window Theory și curățând rampele de metro, creând statalitate într-un mediu haos. Deci, mie îmi spune că există maniere de a rezolva problemele cetății care pot să se inspire, dar din mecanica aplicării științei complexității, nu din neapărat invizibile la nivel de substanță de politică, ci la acțiune. Nu știu dacă de, înțeleg, pentru mine, dacă vreți, aplicarea zicem, științei sau paradigmei complexității, ca apropo de la mai dreptate și așa vreau să spunem că parcă ne uita știință și nu sunt multe discipline, ok, sunt de acord și aici cu acest aspect, dar cu ăsta de vedere, în momentul de față, eu vreau să spun pentru mine, a acționa este a acționa dintr-o perspectivă a unei simplități de ordin 2. Deci am înțeles ideea de punctă de acela de regulă pe care vă da la Liberus, în toate astea, și acționăm că singure, să ne înțelegem, alea se găsesc în măsura în care analizez foarte și interacționez cu sistemul. Niciodată nu o să poți să-l faci fără să interacționezi și interacțiunea cu el se face cu fiindcă o perspectivă a științei acțiunii, în sensul pe care discutam. Deci, am nevoie de o simplitate de ordine în două. După ce am trecut, am simplitate. Deci în sensul în care, deja, deci deja să zicem, am simplu, am complex, am simplitatea pe ordinul 2. Am înțeles. În sensul unei, hai să zicem, e tot o să spunem că nu sunt foarte științific în zona asta. Pentru mine, cel puțin în zona asta, în zona simplității pe ordinul 2 este mult mai importantă
simț și de eficace și eficientă, dacă vei înțelepciunea pe arena, dar trebuie să știi să văd și unde și cum să văd să fac. De cât orice problemă care spune, în orice ce a analizat, a studiat, a spune, a surat, a procedist, în care, cum să spunem, precizia, măsurarea, nu înseamnă și neapărat înțelegere. În sistemul complex, o să nu-l înțeleg, dar o să, pentru a să-l fac, să intre în direcția, să evolueze în direcția în care îmi permite ea. Sigur, pot să o fac și din întâmplare și să mă rog, pot să mă întâmplare și la asta, pot să o fac. Deci, cercând să înțeleg mai bine și din perspectiva să înțeleg cum trebuie că complexitatea nu are această posibilitate, dar am nevoie de o minimă simplitate ca să acționez din fața lor. Acțiunea este întotdeauna destul de dacă vreți, are o componentă revoluționistă și trebuie să le pentru că altfel nu. Dar nu asta e contribuția pe care o așteptăm de la înțelegerea sistemelor complexe? Este ca genezi în anumit fel. Dar da, nicio discuție. Înseamnă că aduce cu așa ceva, dar în același timp, iară să nu, că nu este, să nu spuneți că aici, dacă înțeleg complexitatea asta, o înțeleg și complexitatea de cele mai multe ori, îmi spune că, atenție, un sistem complex, ce spunea puțin mai departe, pentru că a pus să-l controlez. El se cam duce unde vrea el. Eu pot doar să sper să-l orientez în direcția în care mi-o doresc și mi-o doresc. Deci, dacă vreți, eu știu că... Nu este pentru că nu neapărat în urmă, dar nu vreau să existe, să zic că, ok, în momentul de față, o abordare și o știință aplicată sau facerea politicilor din perspectiva asta înseamnă că am rezolvat unul, totdeauna. Nu, da, unde e facerea politicilor? Asta, deci politicile... Dar aici sunt politicile de afacere. Da, bun, sigur că da. Deci, era tot despre elaborarea de politici. Problema de... Elaborarea de politici am început să dezvolt. Da, transpunerea și unor politici în practică începe cu să zicem, hai să încercăm împreună să facem de jos în sus